Dacă te trezești din această iluzie și vei înțelege că negrul implică alb, că însumi implică însuți, că viață implică moarte sau, mai bine spus, că moartea implică viață, te poți simți nu ca un străin în această lume, nu ca cineva care este aici în probe, nu ca cineva care este aici din întâmplare. În schimb, poți începe să-ți simți propria existență ca fiind absolut esențială. Nu încerc să vând această idee în sensul de a te convinge. Vreau să te joci cu ea. Vreau să te gândești la posibilitățile sale. Nu încerc să o demonstrez. Ți-o prezint doar ca o posibilă viață la care să te gândești. Așa că, să presupunem că ai putea în fiecare noapte să visezi orice vis ți-ai dori să poți visa. Și că, de exemplu, ai avea puterea ca într-o noapte să visezi 75 de ani sau orice perioadă de timp ai vrea. Și ferește de cum ai început această aventură în lumea viselor, ți-ai îndeplini toate dorințele, ți-ai face toate plăcerile și după câteva nopți, fiecare de câte 75 de ani de plăceri, ai spune: ei bine, a fost grozav, dar acum hai să am o surpriză, să am un vis pe care să nu-l controlez, în care ceva ni s-ar întâmpla, dar să nu știu ce va fi. Și ce ți-ar plăcea? Și după aceea îi spune: wow, cât de aproape a fost, nu-i așa? Apoi ai deveni din ce în ce mai aventurier și ai face din ce în ce mai multe pariuri despre ce ai visat. În final, ai visa unde ești acum. Ai visa visul vieții pe care chiar o trăiești acum. Asta ar fi infinitatea de posibilități pe care le-ai avea în jocul în care nu ești Dumnezeu. Pentru că întreaga idee a Dumnezeului din tine, conform acestei idei, este să te prefaci că El nu este. Așa că, din acest punct de vedere, fiecare este fundamental realitatea absolută. Nu Dumnezeu în sensul cunoscut, ci Dumnezeu în sensul de a fi tu însuți. În adâncul lucrurilor, oricare ar fi. Iar tu ești așa, numai că te prefaci că nu ești.